Bună seara, dragii mei telespectatori! Iată-ne din nou la emisiunea Un Bun. Continuăm în săptămâna aceasta cu ciclul de povestioare despre revolte, despre răscoale. V-am povestit în prima emisiune despre condițiile evului mediu și despre, mai ales în țările române, mai ales în Transilvania, pentru că acolo a fost suprapusă condiția țăranului român cu condiția ortodoxului, cu condiția țăranului și a românului, de fapt, sub altă stăpânire decât cea românească. Și toate acestea, suprapunându-se una peste alta, au dus la un moment dat la răbufniri. Chiar dacă răscoalele nu au fost naționale, nu au fost răbufniri ale românilor doar, au fost răbufniri ale oamenilor care doreau libertate și doreau să scape de o iobăgie înrobitoare. Am vorbit apoi despre o răscoală, răscoala de la Bobâlna. Astăzi vom vorbi despre o altă răscoală, care pe timpul comunismului noi am învățat-o ca fiind războiul țărănesc condus de Gheorghe Doja. Nu a fost un război țărănesc. A fost o răscoală țărănească, o răscoală la care conducătorii au fost micii nobili. O răscoală în care au dorit să scape de marile dobânzi și marile dări către marea nobilime. Am povestit cum era structurată societatea în evul mediu. Nobilimea, eventual cea mare, care era deținătoare de pământuri, de moșii, de castele, nu plăteau taxe și impozite, în schimb erau datori să strângă armate și să vină în ascultarea regelui sau a seniorului, depinde care senior era, poate împăratul, regele, domnul. Și discrepanța din ce în ce mai mare între marea nobilime și mica nobilime și țărănime, țărănimea liberă, apoi țărănimea aservită. Altă clasă socială era clerul, care și el cumva era separat în două, adică una erau funcțiile arhierești, de cardinali, de episcopi, indiferent că erau ortodoxi sau catolici, dar în general cei catolici, și alta era preotul de rând, care venea la sat și ținea slujba. Ăla era sinonim cu țăranul, mai ales dacă era preot ortodox, era unul din țărani, deci nu era nici măcar scutit de taxe într-un stat catolic, cu conducere catolică, nu putem să spunem catolic, pentru că Transilvania nu a fost catolică, a avut o conducere maghiară, care la un moment dat, normal că era de religie catolică, chiar dacă marea masă a populației nu era de religie catolică. Bun, să vorbim despre răscoala lui Gheorghe Doja. De ce se întâmplă această răscoală? Presiunea otomană era mare, se cucerise, Imperiul Otoman cucerise Balcanii, cuceriseră statele din Balcani, Bulgaria, Grecia, Albania, mare parte din Serbia, și de acum era la granița regatului, cel care până atunci furnizase soldați și cruciade, organizase cruciade, regatul Ungariei. Deocamdată regatul Poloniei era undeva protejat. Dar regatul Ungariei era statul tampon între marea putere otomană și puterea habsburgică, cu sediul la Viena. Țările noastre, Moldova, țara românească și Transilvania, erau cuprinse undeva
aici, la mijloc, și noi știam, ne-am învățat, cel puțin domnii pământeni din Moldova și țara românească, s-au învățat să se opună sultanului atunci când acesta dorea prea multe drepturi, dar să țină capul plecat, pentru că sabia lui taie, vorba românească, atunci când sultanul nu ne trecea pe cartea războiului, ca să o putem numi așa. Ea eram în casa păcii, adică românii, se putea negocia cu ei, se mai lupta cu ei, dar erau cei care plăteau taxe și impozite, plăteau dările la timp, tributurile la timp. Despre Transilvania, fiind un voievodat, un principat, vasal regatului Ungariei, cu o casă conducătoare, nobilimea maghiară, deja după răscoala de la Bobâlna se făcuse Unio Trium Nationum, deci națiunile cele conducătoare trebuiau să fie, stările conducătoare trebuiau să fie formate din maghiari, sași, secui, de religie catolică. Românii fiind de religie ortodoxă au fost trecuți ca o stare tolerată. Adică ne tolerau ceilalți să mai stăm și noi pe pământul nostru, ceva în genul ăsta. În 1513, Papa Leon al X-lea vrea să organizeze o cruciadă și îl însărcinează pe Gheorghe Doja, un mic nobil din Transilvania, îl însărcinează cu strângerea unei oștiri formate din mica nobilime și din țărani, pe care să-i înarmeze și să pornească o cruciadă împotriva otomanilor. Cruciada nu mai are loc, pentru că în Transilvania, marea nobilitate, în marea nobilime, se revoltă și mai ales episcopul Ciachi, Nicolae Ciachi, se revoltă și nu dorește să se înarmeze țărănimea. Marea nobilime nu dorește să se înarmeze țărănimea pentru că pierdeau forța de muncă de pe moșiile lor. Oamenii țăranii, mai ales cei dependenți, indiferent că erau maghiari, că erau români, că erau de altă etnii, voiau să scape de robotă și de toate celelalte obligații pe care le aveau față de marea nobilime și una din scăpări era intrarea în oaste. Sperau că atunci, dacă aveau cumva succes în cruciadă, dacă îi alungau pe turci, dacă veneau cu victorie acasă, vor fi răsplătiți și li se va îmbunătăți situația socială. Bineînțeles că țărănimea adunată la Buda refuză apoi, pentru că nobilii nu i-au lăsat să participe la cruciadă, au vrut să-i țină pe moșii înapoi legați de glie, țăranii au plecat, s-au strâns la Buda, refuză să plece și ei în cruciadă, odată înarmați, se răscoală. Fac un program și nu mai doresc, în care își arată nemulțumirea împotriva nobililor, nu mai doresc să, împotriva marii nobilimi, nu mai doresc să fie asupriți de aceștia. Chiar Gheorghe Doja, fiind și el un nobil, dar de rang mai mic, îi îndeamnă să distrugă nobilimea blestemată și necruțătoare. Chiar astea au fost cuvintele lui. Programul
era să se desființeze marea nobilime. Cumva să intre și ea în rândul plătitorilor de taxe și de impozite. Se intră în Transilvania, armata răsculaților intră în Transilvania pe trei direcții. Laurențiu Mezaroș intră prin nord, Grigore Doja, fratele lui Gheorghe Doja, intră undeva prin sud, prin sudul Transilvaniei. Gheorghe Doja cu partea lui de armată intră pe Crișul Alb, undeva prin centru, deci, și urmărindu-l pe episcopul Nicolae Ceachi, cel mai vetuperant opozant al răscoalei, îl prind la cenat și îl execută, îl ucid. Bineînțeles că pe drumul lor răsculații au strâns tot felul de nemulțumiți. Nu doar țărani de pe moșii, ci și lucrători de la ocnele de sare, de la minele de minereuri, de fier, de cupru. Au strâns orășenimea, parte din orășenimea nemulțumită, mica nobilime s-a alăturat. Adversari ai răsculaților au fost trei. Pe lângă episcopul acela Nicolae Ceachi, care și-a găsit sfârșitul la cenat, a fost voievodul transilvanean Ioan Zapolia, a mai fost episcopul romano-catolic al Transilvaniei Ferenc și încă un jurist important, Verboții Istvan. Ei erau opozanți ai înarmării țăranilor și ai trimiterea acestora în cruciadă. Voievodul Transilvaniei, strângând armata, încearcă să-i oprească pe răsculați. Victoria răsculaților au fost la Cenad și la Nădlac și prinși de entuziasmul victoriilor încearcă să asedieze Transilvania, Timișoara, mă iertați, cetatea Timișoarei, unde s-au strâns toți nobilii, toată marea nobilime la apărarea zidurilor Timișoarei, toată marea nobilime din Transilvania și din Banat s-a strâns acolo, sperând să fie cumva protejată de zidurile orașului. Și cu adevărat au fost protejați pentru că s-a încercat asediul și cucerirea Timișoarei fără succes. Armata răsculaților nu a avut succes în a dărâma zidurile sau în a le distruge pentru a intra peste marea nobilime. Asta s-a întâmplat pe 15 iulie. Imediat, armata regelui Ungariei, văzând ce s-a întâmplat, s-a mobilizat și regele Ungariei a mobilizat armata sa și i-a trimis împotriva răsculaților. I-a înfrânt, deci voievodul Transilvaniei nu a reușit să-i înfrângă armata regelui maghiar, i-a înfrânt pe răsculați, deci aici se vede legătura de vasalitate și suzeranitate de care vă vorbeam. În momentul în care vasalul este la necaz, suzeranul vine, își mobilizează armata și îl ajută pe vasalul său să-și rezolve problemele cu dușman. Din exterior, din interior, răsculații pentru Ioan Zapolie erau dușmani. Deci, un rol important l-a avut armata regală ungară, care i-a luat, i-a învins pe răsculați, iar pe 20 iulie 1514, prinzându-l pe Gheorghe Doja, l-au torturat într-un mod brutal, punându-l pe un scaun de fier înroșit, rupând bucăți de carne din trup. Deci, momentul în Evul Mediu, noi știm doar de Vlad Țepeș că trăgea în țeapă.
Să știți că în evul mediu, uitați-vă pe internet la metode de schingiuire, nu erau occidentalii mai educați decât noi. Nici într-un caz. Deci, vai că noi eram sălbatici, aia care trăgeam în țeapă. Nu. Sau decapitam, sau tăiam limbi, nasuri, urechi și mâini. Nici într-un caz. Toate acestea erau în toată Europa și în toată lumea. Pedepsele astea corporale se aplicau cu larghețe. Regii Franței, regii Spaniei, Inchiziția folosea tortura într-un mod la discreție, să spunem așa. Fecioara de fier erau metode de tortură nu inventate de noi românii, nici într-un caz. Nici într-un caz. Erau inventate în apus. Fecioara de fier era un sarcofag din fier în care era strâns trupul celui torturat cu niște săgeți care veneau exact în dreptul ochilor, în dreptul gurii, în dreptul corpului, în zone de unde să sângereze, dar să nu moară. Eventual, acel sarcofag din fier era, deci omul sângera acolo până când își dădea duhul, dar acel sarcofag de fier era și încins în foc pentru ca omul să se prăjească încetişor, încetişor. Vă dați seama ce chinuri erau pe săraci oameni care erau torturați acolo. Diferite metode de a smulge adevărul între ghilimele sau de a-l tortura și de a-l pedepsi pentru ca niciodată să nu se mai întâmple așa ceva. Cum a fost, de exemplu, Gheorghe Doja, pus pe un... Ce a spus? Ești mic, nobil, ai vrut să iei locul voievodului, ai vrut să iei uzurpator de tron ce ești și au vrut să îi arate și să arate tuturor celorlalți ce pedepsesc, ce pedeapsă primesc cei care uzurpă puterea domnească sau puterea princiară sau puterea regală. L-au așezat pe un tron de fier înroșit, i-au pus coroana de fier înroșit pe cap și au smuls carnea de pe el până l-au chinuit acolo până și-a dat duhul. Dar ce repercursiune a avut această răscoală? Marea nobilime nu și-a învățat lecția. În continuare a ținut principalul factor de producție, țărănimea și atât liberă cât și a servită, și-a ținut-o legată de glie și și-a ținut-o cu mari dări și cu mari impozite și cu mari multe zile de robotă, adică muncă gratuită pentru folosul nobilului, pe moșiile lor. Nu au folosit această lecție ca fiind o lecție din care ei să tragă o învățătură. Măi, libertatea omului e mult mai importantă. Și atunci au pierdut și ei. Pentru că exact la câțiva ani de zile, la 1526, dacă nu mă înșel, la Mohaci, Imperiul Otoman învinge Ungaria, învinge armata regelui Ungariei, regele Ungariei moare pe câmpul de luptă și Ungaria este transformată în pașalâc turcesc. Transilvania nu. Transilvania rămâne un voievodat, un principat vasal Imperiului Otoman. Deci de aici se vede că niciodată ungurii nu au avut Transilvania. Chiar dacă spun ei că, băi, am avut Transilvania în evul mediu, nu au avut-o. A fost un principat autonom, a fost un principat sau un voievodat separat de coroana maghiară, stat vasal coroanei maghiare, la fel cum erau state vasale coroanei poloneze sau semilunii, țara românească și Moldova la noi. Numai că în Transilvania clasa conducătoare era nobilimea maghiară. Pe când aici, în țările extracarpatice, Moldova și țara românească, boierimea locală era cea care punea domnul. Boierimea era formată din
oameni, din români, din moldoveni, din cei care trăiau pe teritoriu și conduceau pe teritoriul țării. În partea transilvaneană era un pic schimbat raportul de conducere intern. Totul ținea de biserică. Fiind sub influență catolică, Transilvania avea un pic schimbate raporturile de politică, dar nu a fost niciodată parte integrantă în perioada aceea, parte integrantă din regatul maghiar. Hai să luăm puțină pauză de publicitate și după pauză mai vorbim. Pauză, te rog. PVC Tomplast. Ai trei motive să o alegi. Termoizolare garantată, izolare fonică fără compromisuri, design deosebit. Alege Tomplast. Alege rapiditate, profesionalism și calitate. Alege 10 ani de garanție la uși și ferestre. Sună acum la 0722 661 485 și ai 25% reducere. În plus, ai gratuit transport și montaj, plase pentru insecte și sticla 4S. Brutăria Țac Țac. De aproape două decenii reușim să facem ca produsele noastre să fie asociate sunetului atât de cunoscut al morii. Țac Țac însoțește cu pasiune și răbdare tot ceea ce știți că se învârte mai bine într-o brutărie cu adevărat domnească. Vă așteptăm să prindeți miresmele cuptoarelor unde pâinea și produsele de patiserie poartă pecetea domnească la brutăria Țac, țac. În 10 ani am construit 514 km de drumuri, oferind o infrastructură corespunzătoare pentru 57 de localități din mediul rural și urban. De 10 ani comercializăm materiale de calitate, beton și fier beton, cărămidă și becea pentru zidării, termoizolații, finisaje, acoperișuri și garduri. Vino și tu la depozitul din Târgu Frumos, strada Justiției, numărul 25, pentru a beneficia de o gamă largă de produse. Toți clienții beneficiază de consiliere tehnică, certificate de calitate, livrare gratuită și descărcare cu macaraua. Echisam, pasiune pentru drumuri, materiale de calitate. Apa Vital are grijă de apa din municipiul Pașcani. De acum și orașul Pașcani va avea servicii de furnizare a apei la nivel european. Pentru a beneficia de serviciile Apa Vital, formați asociații de locatari în blocuri și încheiați noile contracte prin asociațiile de locatari sau individual dacă nu locuiți la bloc. Informații la telefon 0232 969 sau pe site-ul Apa Vital. Apa Vital este parte din viața orașului Pașcani. Bine am revenit în emisiune, dragii mei telespectatori. Ce lecții trebuie să tragem de aici? Gheorghe Doja, chiar dacă era un nobil mic, nu din marea nobilime, și-a trădat casta, cum ar fi. Chiar dacă a fost un bun ofițer al războaielor anti-otomane până atunci, doar de ce a fost însărcinat de papă să conducă, să recruteze soldați, indiferent din care straturi sociale, și să poarte un război anti-otoman, când și-a trădat casta, a fost pedepsit. Astăzi, dacă ne uităm așa, mari baroni locali, care au jefuit țara asta de 28 de ani, nu putem să spunem că nu, că vai de mine și-au făcut, ei sunt de carton, afacerile lor sunt de carton, sunt mufați la bugetul statului și fac ce fac, și marele lor succes financiar nu este pe o piață liberă, este pe o piață căpușată tot de ei. Prin asta au distrus economia, au slăbit-o. Au făcut ca românii să plece să caute
un loc de muncă mai bun, o existență mai bună. Au slăbit țara prin asta. Acum țara, dacă ar fi să fie supusă unui atac extern, ar cădea cum a căzut Ungaria la Mohaci. Nu ar mai fi cine să o apere. Pe timpul lui Gheorghe Doja, țăranii aia și mica nobilime și târgoveții s-au strâns să lupte împotriva turcilor, sperând că victoria le va aduce o îmbunătățire a situației lor economice. Să se schimbe cumva raporturile, să fie apreciați de marea nobilime, să fie apreciați de stat, de voievod, de rege la un moment dat, superior voievodului. Să fie cumva, să aibă un blazon și să spună, uite, eu mi-am dat viața sau copiii mei și-au dat viața sau părinții mei și-au dat viața pe câmpul de luptă împotriva turcului. Pământ, libertate, scutiri de taxe. Când au văzut că nu se poate, s-au răsculat. Dar n-au mai luptat. Iar la momentul în care Imperiul Otoman a luptat direct cu Ungaria, cu regatul Ungariei, a îngenunchiat-o. Nu mai lupta nimeni pentru o cauză pierdută. Ce spunea Petru? Ce libertate îmi dai tu? Mă ții eu bag. Mă ții legat de glie. Pentru ce să lupt pentru tine? Și aproape toți tinerii cu care vorbesc astăzi îi întreb așa de ți-ai apărat țara? Ce să fac, dom'le? Ce să-i apăr pe ăștia care ne-au furat de două? Eu plec în Germania, plec în Anglia, plec în Franța, plec în Spania, plec în Belgia. Ei pleacă peste tot. Ce să-și apere aici? Avem de învățat din istorie, din greșelile istoriei, pentru ca să nu facem aceleași greșeli. Ori le facem. Necunoștința istoriei, necunoașterea istoriei, o facem să repetăm greșelile. De 28 de ani, clasa politică actuală, care este așa, un fel strânsă ghem cu clasa economică, dar mă refer la baronii locali, nu mă refer la patroni care au plecat de jos și și-au făcut afacerile lor și mai ei știu câte nopți nu au dormit. Nu, la ăștia care își dau afacerile copiilor, copiii își fac afacerile cu statul, ăștia care, gen Hrebe, care a dat pădurile lui Ficiorsu, gen Dragnea, care, uite, face afaceri cu Ficiorsu, eu nu știu cum pot să fie omul ăsta atât de... Cum adică să-l bag pe... Știu eu ce am făcut, știu că sunt căutat de DNA și mă trezesc că îl bag pe Ficiorsu în gura lupului. Lasă-mă să se ducă la pușcărie. Nu știu, au un stil de gândire, nu știu, altfel. Cum să-l bag pe fiul meu la înaintare? Prin organele de anchetă să-l bag pe Ficiorul meu. Fur și pasez lui în spate. Ceva de nedescris. Da. Ăștia care au adus țara la iobăgie, că e o iobăgie modernă, înainte se lua pământul. Acum s-au luat fabrici, s-a luat capitalul și s-a distrus capitalul. Și normal că forța de muncă a plecat. Acolo nu există capital. Asta este paralela între lumea de atunci și lumea de acum. Lumea, dacă s-a revoltat, ai venit cu jandarmii, ai dat gaz în ochi și ai alungat. Ai mai pus și că nu ai voie să te revolți, decât trebuie să te revolți eventual, să ceri voie și autoritatea, normal, asupra căruia te revolți tu și faci meeting de protest, să-ți dea undeva pe stadion, pe la nu știu ce WC-uri eventual, sau undeva pe la exteriorul orașului, du-te și protestează pe câmp. Au protestat în fața sediului, nici a guvernului, nici a primăriei, nici a nimeni. Păi îți dai seama că ăla îți dă loc să protestezi undeva unde nu-l deranjează și unde nu se vede nimic. Iar protestul tău e nimic. Nu învățăm nimic din istorie și ferească Dumnezeu de o
de un pericol extern. Ferească Dumnezeu din pericol extern. Cât suntem noi în NATO, cât suntem noi în Uniunea Europeană, nu ne apără nimeni. Înțelepciune, dragii mei, înțelepciune. Asta trebuie să cerem de la Dumnezeu. Și cei care dețin puterea, și cei care nu o dețin. O seară frumoasă vă doresc. La revedere!